Foarte bine, suntem aici la bazinul Siloamului. Siloam înseamnă trimis. În acest loc, Domnul Iisus l-a trimis pe orbul din naștere să se spele pe ochi. Domnul Iisus, trecând printr-un anumit loc în Ierusalim, l-a văzut pe acest orb, a scuipat în pământ, a făcut tină cu saliva lui, i-a pus pe ochii orbului și i-a zis să vină să se spele aici, la bazinul Siloamului. Acum, când o persoană este trimisă de Dumnezeu, ea nu se îndoiește. Cel trimis nu argumentează. Cel trimis nu fuge. În timpul orbului din naștere, Domnul Iisus l-a trimis. În zilele de astăzi, Duhul Sfânt, prin intermediul cuvântului Său, a trimis pe cei ce au nevoie să vadă, ce nu sunt orbi din punct de vedere fizic, dar au fost orbi în alte aspecte ale vieților lor. Tu ce vrei să-ți vezi căsnicia fericită, vrei să vezi restaurarea familiei tale, vrei să vezi transformarea în viața ta financiară, în cariera ta, în viața ta profesională. Tu ce zici? Încă din copilărie eu am văzut mizerie, eu am văzut sărăcie, eu am văzut o viață limitată de eșecuri. Eu doar am văzut până astăzi doar sărăcie și mizerie. Atunci dacă tu crezi și manifesti credința ta, dacă acționezi credința ta conform cuvântului lui Dumnezeu, dacă tu sacrifici, atunci tu vei vedea ceea ce este scris în Biblie. Domnul Iisus a spus, eu am venit ca să aveți viață și să o aveți în belșug. Din acest motiv, tu ce vrei să vezi o viață abundentă, căsnicia binecuvântată, tu ce vrei familia, căsnicia restaurată, tu ce vrei casa ta binecuvântată, tu ce vrei să vezi rezultatul de la medic, de la analiză ce spune că deja ești vindecat, că nu mai ești bolnav, poate încă din copilărie, doar ai văzut ușile spitalelor, clinicilor, cabinetelor medicale, pentru că ai fost o persoană cu o sănătate săracă. Ai fost o persoană bolnavă, ai fost din medici la medici, ai trăit din pastile în pastile, tratamente, chirurgii, dar tu încă nu ai văzut ziua în care medicul să-ți spună, tu nu mai ai nimic, tu ești vindecat, tu ești liber, nu mai ai nevoie de acest medicament. Tu vei putea vedea acest rezultat în viața ta, această mare campanie de credință din bazinul Siloamului pe data de 15 martie și tu vei avea oportunitatea de a prezenta poza ta împreună cu sacrificiul tău de credință, manifestarea ta de credință și noi vom aduce aici în acest loc fotografia ta, vom scufunda fotografia ta, noi vom spăla fotografia ta ca și cum am spăla ochii tăi. Și tu vei vedea puterea lui Dumnezeu în viața ta, în numele Domnului Iisus.